Dimineața însorită a celei de-a 12-a zi din luna lui Cireșar a fost una cu un farmec aparte pentru musafirii și invitații la evenimentul organizat de cadrele didactice și elevii școlii gimnaziale Oprea Iorgulescu, ca parte din proiectul Câmpul Lung Muscel, capitala scrisului românesc. Primirea a fost făcută în mod tradițional românesc și completată printr-o frumoasă expoziție alcătuită din scrisori de mână. Detalii ne-au fost oferite de Gabriela Banu, profesoară de limba și literatura română în cadrul Instituției Muscelene de Învățământ. Activitatea de astăzi este parte a proiectului cultural-educațional Câmpul Lung 2021, capitala scrisului românesc, proiect inițiat de Primăria Municipiului Câmpul Lung, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la redactarea scrisorii lui Neacșu din Câmpul Lung către judele Brașovului Hans Beckner. Școala gimnazială Oprea Iorgulescu marchează acest eveniment deosebit. În cadrul acestui proiect am avut invitați și parteneri în proiect, Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov și Institutul Confucius al Universității Transilvania. Proiectul a constat într-un schimb de corespondență între elevi din Câmpul Lung, elevi de gimnaziu și elevi de gimnaziu de la Colegiul Național Andrei Șaguna. În aceste corespondențe, elevii Școlii Gimnaziale Oprea Iorgulescu au prezentat, prin intermediul scrisorilor, orașul Câmpul Lung, municipiul Câmpul Lung, școala gimnazială în care ei își desfășoară activitatea și pasiunile pe care ei le au. Au primit ca răspuns de la elevi de la Brașov prezentare a orașului Brașov, a municipiului Brașov, a școlii și a Colegiului Național Andrei Șaguna, astfel încât elevii astăzi au venit să se și cunoască. Maria Neacșu, Irina Popa și Daria Necșoiu sunt eleve din echipa oaspeților de la Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov și au venit pe urmele corespondenței la colegii de la Școala Musceleană cu o istorie bogată. Dar n-am mai vizitat Câmpul Lung. Niciodată. Eu am mai fost în Câmpul Lung de mai multe ori. Și ce ți-a plăcut în Câmpul Lung? Orașul și străzile sunt frumos amenajate cu flori și sunt curate. Există o asemănare între Câmpul Lung și Brașov? Așa ați identificat? Ambele orașe sunt frumoase, aș zice, dar mi se pare că Câmpul Lungul îți dă oarecum un sentiment calm, ca să zic așa. Mă simt mai lejeră aici decât la mine, în oraș, nu știu. Nu știu, în Brașov este mai aglomerat, da, exact. Este plin de mașini, tot e gălăgie mai mereu și sunt mulți oameni pe stradă și... Da, da. Ce-ai scris în scrisoare? Ne poți dezvolui așa? Am scris despre pasiunile mele. În primul rând, îmi place foarte mult să desenez, să citesc și să scriu, în general. Eu am încercat să scriu astfel încât Ariana, fata căreia i-am scris, să-și facă o oarecare idee despre mine, să-și facă o imagine, ca apoi când ne vom vedea să vedem să văd eu, de fapt, dacă am scris bine în scrisoare și, la fel ca și Daria, am scris pasiuni, cum arăt, materii preferate din astea. Eu am încercat să fac scrisoarea cumva amuzantă, adică să nu te plictisești citind-o și astfel am adăugat întrebări sau asocieri, asemănări, ca corespondenta mea, Anastasia, să nu se plictisească citind scrisoarea și să știe ce gândesc eu, cum arăt, cum interacționez cu ceilalți. Primarul municipiului Câmpul Lung Muscel, Elena Lasconi, și-a manifestat aprecierea pentru inițiativa corespondenței între elevii musceleni și brașoveni, care, după ce și-au trimis scrisori, s-au văzut față în față la Câmpul Lung. Dar aici a fost vorba de scritură clasică, adică scrisoare, și atât de frumos au fost făcute scrisorile astea, au fost pătate cu cafea ca să dea tenta aceea de vechi, au fost arse pe margine tot așa ca să pară vechi. Și acum s-au cunoscut față în față și mă bucur foarte tare. Și avem aici cine de la Brașov? Hei, bine ați venit la Câmpul Lung și mă bucur foarte mult că au venit copiii de la Brașov. De la Șaguna sunteți toți? Da! Da, bravo! Mă bucur foarte mult. E foarte important să nu lăsăm acest antrenament de a scrie de mână, pentru că, vedeți, trăim zile în care se scrie prescurtat în limba engleză, se scrie agramat și cred că e foarte important să ne păstrăm și să ne bucurăm de limba română, atât de fascinantă și unică. Domnule primar, când a scris ultima scrisoare?
Scrisoare nu am scris, am scris o carte poștală chiar ieri. Când am fost la mauzoleul de la Mateiaș și am scris acolo o carte poștală. Cu Dumnezeu să binecuvânteze Câmpul Lung și România. De asemenea, viceprimarul municipiului Câmpul Lung, Nicolae Zaharia, a discutat cu elevii și cadrele didactice participante la eveniment și a felicitat pentru realizarea corectă dintr-o perspectivă istorică a unei piese de teatru pe protagoniști. Mă bucur foarte mult că acest schimb de scrisori s-a realizat. Suntem la prima școală din țara românească și este foarte important că nu Oprea Iorgulescu, școala Oprea Iorgulescu, a intrat în corespondență cu elevi de la Andrei Șaguna. Este de lăudat această activitate. Repet, este bine că proiectul a reușit din această perspectivă și mă refer la această corespondență între elevi. De asemenea, e foarte bine că școlile și nu numai Oprea Iorgulescu au stabilit legături pe termen lung și o să vedeți că și celelalte școli desfășoară activități, dar nu numai legate de scris, o să fie așa un schimb de experiență și între elevi, dar și între profesori din discuțiile pe care le-am avut cu directorii de școli. Dar este foarte important că lucrul ăsta se întâmplă și un obiectiv a fost atins și celelalte urmează să fie și ele atinse. Când a scris ultima scrisoare? În fiecare zi scriu câte ceva. Am un jurnal și acolo notez câteva lucruri. În mod oficial, ieri participând la Ziua Eroilor, am scris o carte poștală pregătită de muzeu, dar în fiecare zi am denotat așa câteva însemnări, astfel încât peste timp să-mi aduc aminte de vremurile trecute. Programul a inclus mai multe momente artistice, puse în scenă prin talent și devotamentul educațional. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este ghia, pădurea și zborul, e doina și vioara, eroi ce șapul sunt. Foști absolvenți, profesori și invitați au împărtășit puncte de vedere atractive cu participanții care au construit cu multă finețe și creativitate propriul mod de a cinsti noblețea actului de a scrie de mână la celebrarea celor 500 de ani de la scrisoarea lui Neacșu de la Câmpul Lung Mușcel, capitala scrisului românesc.